a făcut expoziția la aici, la Academie. Am făcut-o în sala Palade, dar vernisajul, spre deosebire de cel care l-am făcut la Parlament, în care a fost un fiasco din punct de vedere al ascultării a celor care au vorbit, de asta am fost în aulă. Și a fost foarte frumos, am avut un vernisaj moderat de Răzvan Teodorescu, a vorbit Eugen Simion, Breban, Șușară și inclusiv eu. El a apărut tot și ăsta o să-l bag în volumul al treilea pe care o să-l scot. De ce spun acest lucru? Că un vernisaj nu e un fel de lăudătură a artistului, ci trebuie să fie un dialog. Un dialog între oameni, între păreri, între inteligențe. Așa că sper că și emisiunea asta o să fie la fel, ca să fie un dialog, de-aia aș fi vrut să te aud și pe tine. Nu o să se aude la asta. Deci, prin urmare, să rămână cumva o Am versiune înțeles. doar a dumneavoastră. Și aș Da. vrea să mă un pic, dacă este să pornim cu 73. Ziceați că a fost un an fabulos. Da. În anul 1973 am făcut o expoziție la Simeza, în care cred că m-am definit într-un fel pentru publicul bucureștean și mai ales pentru publicul artistic. Întrucât a avut un mare răsunet. Într-o perioadă în care, după mine, expozițiile au început să fie cenzurate mai rău, eu am scăpat ușor de cenzură, cred că datorită figurii mele infantile, întrucât cenzura nu m-a crezut în stare să bag șopârle. După mine a fost Paul Vasilescu și i-a interzis expoziția. Eu am prezentat în perioada aceea cu o gravură în lemn foarte bună, de altfel sunt un bun gravor, și cu sculptură, ceea ce a fost ciudat, pentru că eu nu făceam sculptura ca o modalitate de a arăta că sunt sculptor, ci consideram că e o sculptură care îmi lămurea ideile și pentru așezarea spațiului expozițional. De sculptura, vrei nu vrei, strânge foarte bine lucrările de pe pereți. Le centrează, le organizează și simțeam nevoia ca să-mi duc mai departe imaginile pe care le așezasem în păsimeze. Spun acest lucru pentru că imaginile nu erau ușor de înțeles. De altfel, când lucrez gravura, mă simt aproape un prozator. Ele par foarte abstracte, dar trebuie citite. Lucrul ăsta l-am ciugulit într-un fel de la Breban. Spun acest lucru pentru că fraza lui e enunțată, te amețește cu parantezele ca să ajungi aproape la sfârșit să vezi concluzia unei fraze, nu vorbesc al romanului. Acest lucru fac și eu în gravură. Ele par ca o țesătură, dar așa cum te urmărește într-un fel petele de pe pereți, așa cum spunea Leonardo, și poți să imaginezi, urmăream acest lucru în gravură. De altfel, am și expus acum, aici, pentru Eminescu, o parte din lucrările în lemn pe care le-am făcut și au fost expuse atunci, în 1973, la Simeza. Ciudat a fost că n-am știut, e adevărat că în timpul expoziției profesorul Ioanit m-a lăudat foarte mult pentru sculptura mea, eu n-am dat importanță și am văzut că după mult timp am găsit textele lui Frunzetti în care mă lăuda exagerat de mult și îmi pare rău că
Nu am putut să-i mulțumesc niciodată, poate îmi dădeam mai mult curaj sau poate mă aplecam mai serios asupra sculpturii, cu toate că nu cred că aș fi făcut acest lucru să continui pentru sculptură. Ele mi-apar, sculpturile, ca o revelație a unor idei care le lucrez în bidimensional. Deci ele nu sunt comenzi niciodată, de altfel nici n-am lucrat pe comenzi decât foarte puțin, în afară de ilustrații, în care sunt chiar unul dintre ilustratorii români cu destul de multe premii și de acolo au fost într-un fel banii pe care m-au ajutat să îmi încropesc salariul mai departe. Spun acest lucru și acum mă reîntorc la fraza despre gravură, în sensul că încercam în imaginea să aibă întotdeauna o poveste, o narație, ceva epic. Nu m-am ocupat, să spunem, de formal, pentru că ea era subînțeles. Și spun acest lucru întrucât toate compozițiile pe care le-am făcut îmi dădeau special forma la care trebuia să lucrez. Și acest lucru se poate vedea foarte bine în ilustrațiile pe care le-am făcut. Dacă iau ilustrațiile de la Chira Chilaina, pe care au fost lucrarea de diplomă, care a apărut imediat după ce am terminat facultatea în 65, la imaginile pe care le-am făcut pentru Ovidiu sau pentru Eminescu sau pentru Filipide, pentru poezia străină răsătită în românește, se vor vedea că stilurile sunt complet diferite. De altfel, eu și cu State am ținut foarte mult, Ion State, pe care a murit la cutremur, un coleg mai mare cu 4 ani, doream ca fiecare ilustrație să fie altceva. Deci nu trebuia să te repeți, așa cum făceau domnul Caza, se vedea stilul lui în transmiterea ideii, în regia unei cărți. Sau Octav Grigorescu, sau Val Munteanu. Ei aveau un stil pe care îl repetau indiferent de ce carte exista. La noi încercam stilul să dea o altă formă, ca să o înțelegem în carte, cartea să fie cea care să ne dirigeze. Într-un fel ca o regie, un regizor care se repetă permanent, ca formulă, cred că nu este adecvat scriitorului sau operei respectiv. Și mă întorc la gravură, spunând că în imagini sunt întotdeauna au o poveste și să caută în același timp un răspuns social. Căutam acest lucru. De altfel, de aceea nici n-am prea expus mult lucrările pe care le făceam în atelier după expoziția din 73. E sigur că intram în expoziții colective, dacă asta era ca să supraviețuiesc. Ca nume, să spunem. E adevărat că din 73 am ajuns secretar la grafică, am avut foarte multe voturi permanent, am fost ales și în lipsă, ceea era un lucru foarte mare, dar nu știu dacă m-a ajutat prea mult, mai mult mi-am făcut dușmani decât prieteni. Unii m-au iubit, alții nu m-au iubit. Cam asta a fost în privința debutului meu, în care pot să spun că nu m-a interesat prea mult, știam că mi-am făcut treaba. Profesorul Cazar m-a lăudat ca și State,
De altfel îmi pare rău că el n-a făcut nicio expoziție. Eu tot vorbesc de amintirea lui și trebuie să spun că de la el am învățat foarte mult și m-a ambiționat foarte mult ca și profesorul Caza. Cam asta a fost pentru 1973. Am avut o presă foarte bună, chiar prea bună, pot să spun, n-am crezut. Mama a păstrat ziarele, singurile care le mai am, cam toate au vorbit bine. N-am putut niciodată să-l, n-am citit niciodată și mama n-a văzut articolele scrise de domnul Frunzeti. Primul articol l-am văzut în casa lui Nichita, care el mi l-a arătat. Am căutat după aceasta ziarul. M-a amuzat foarte mult că domnul Frunzeti făcuse o panoramă a sculpturii în care vorbeau de sculptori care se trag din filiație bâncușeană, de paciuriană, de georgesciană și tot pomenind toate numerele, încheia, mai e unul, Mircea Dumitrescu, care nu știu de unde să-l iau. Culmea e că mi-a plăcut fraza și acum caut și aș fi vrut pentru volumul al treilea să public tot interviul despre sculptură, dar căutând la contemporanul am dat despre un alt text pe care tot nu-l știam, pe care l-am publicat în volumul al doilea al lucrărilor mele. Vedeți că vorbesc mai mult de sculptură, cu toate că meseria mea și dragul pe care îl doresc e cel al gravurii, care la noi n-are niciun răsunet, nu prea este iubit, nu avem o tradiție, exceptând gravura de carte de la Târgoviște sau cea din Neamț. Dar aici sunt ca un Don Quixote, vorbesc despre gravură în permanență și cred că este chiar în timpul acesta în care noi avem norocul că avem posibilități de reproducere fantastice, să doresc să fac gravură pentru că vorba lui Bachelard, nu, minte, este Roland Barthes, zice întotdeauna gravura este un lucru ca și muzica de cameră superioară pentru că dă de gândit ochiului și de lucru mâinii. Mi se pare că e o frază fantastică. În ziua de astăzi îl am și pe fiul meu. Calculatorul e modul de informare mare. Eu sunt infantil în privința aceasta și rămân tot la tradiția veche a foii răsfoite. Dar asta a fost ajutorul nostru, chiar din timpul liceului. Și pot să spun că am avut noroc de profesor fantastic în liceu. S-a citit mult, mult, mult când eram în liceu. Spre deosebire de cei de astăzi, care cred că au alte mijloace de informare. Aici nu mai dăm vina pe regimul sau pe nimic. Este vorba de cum te plasezi în modul de a-ți lua informația. Dar consider că este atât de necesar să ai o călăuză. Vedeți, tot timpul fac referire la o imagine pe care o am. Ce am face noi astăzi, ceea ce este exact ce facem astăzi, dacă am intra în biblioteca de la Alexandria, fără să putem să avem o călăuză. Vă dați seama că să poți să stai, să desfaci papirusurile alea, să vezi, dar nu știi de ce o cauți, nu știi de ce vrei să ajungi acolo. Deci ai nevoie de un magister, vrând, nevrând. Consider că rolul profesorului sau al mentorului e mai necesar astăzi ca niciodată. Cu toate planurile care se dau, cu
toate cărțile astea, cum să te îmbogățești, cum să te faci mare, cum să fii intelectual, cum să scrii o lucrare de doctorat, este o aberație fără vederea ochi la ochi, fără vederea de apropiere umană, fără un feeling între un om și altul. Nu cred că un calculator poate să-ți dea căldura pe care îl dă un magister sau un prieten sau o iubire, într-un fel. Și spun acest lucru că întrucât vorbeam, că citeam foarte mult, citeam ala-ndala, orice ne pica în mână. Am avut și noroc de școală, pentru că școala beneficia de niște profesori care fuseseră dați afară de la facultate, majoritatea, dacă nu închiseseră sau erau, și veniseră la liceu. Aveau o altă pregătire, o altă iubire și o altă gândire, încât pot să spun, în afară de politicul care exista prin UTC sau Pioneri, pot să spun că dacă nu intrai în jocul ăla, te lăsau în pace. Nu. Eu am beneficiat faptul că eram mai infantil, așa arătam ca și la 25 de ani, arătam ca un copil de clasa a 7-a, 8-a, așa, m-au lăsat în pace. Dar de citit citeam și am avut elevi, colegi de prima mână, doctori, unii au ajuns și miniștrii justiției sau academicieni sau foarte, foarte bine pregătiți, profesori universitari majoritatea și la cinematografie, la voi, la operatorie, era domnul Litera, care a fost profesor de film și era profesor, am fost coleg cu el de clasă și așa mai departe. A murit foarte devreme, din păcate. Deci acest citit m-a apropiat de lumea aceasta scritoricească, dar am avut și noroc. În facultate am avut un profesor nemaipomenit, Eugen Schileru, care m-a ajutat să intru în lumea boemă. Și trebuie să povestesc aici o mică întâmplare, în sensul că el era comunist din ilegalitate, dar era din comuniștii 700 care erau în țară. După aceea au venit mulți care erau mai comuniști. Și pe el l-au trecut pe linie moartă, bine că nu l-au terminat, mai ales că viața lui morală, existențială, nu era pe linia partidului. În sensul că cunoștea lumea boemă, cunoștea viața, era o somitate din punct de vedere intelectual. De altfel, astăzi vorbim. Și atunci îi se făceau șicane la facultate, de altfel n-a rămas, a rămas toată viața lector. E adevărat că la 50 de ani i-a dat voie să plece în Franța și așa a văzut și el Parisul. Aici am să povestesc un lucru foarte amuzant. Și la 50 de ani și jumătate a murit. Atunci a cumpărat un costum de haine, că trebuia să plece oficial și trebuia să aibă haine. Altfel mergea într-un pullover negru, banii îi dădea pe cărți, de altfel și mie mi-a cumpărat un ziar, Lettre Française, în care apăruse pentru prima dată Ce zile frumoase al lui Godot. Și am dat examen cu el, îl puneau să predea arta rusă și mi-a căzut să vorbesc despre beneficiile sistemului de propagandă culturală
în soviete. Și era un șeful de catedră care, săracul, era cam venit cu, nu cu pluta, ci venit cu tancul și el era șeful de catedră la toate instituțiile de artă, și la conservator și la teatru. Și, bineînțeles, vedeți, asta de-aia vă spuneam că citeam orice îmi cădea în mână, orice. Era așa o... Și am citit o carte în care se spunea că acest sistem a ratat complet. Bineînțeles că s-a făcut roșu la față, ceea ce nu spusese profesorul, mai ales că el nu ne preda arta sovietică decât păsărite, așa, și după aceea vorbea despre arta serioasă și despre film și despre lucruri care erau foarte, foarte de altfel. Una dintre cărțile care m-au marcat este Lumea ca labirint a lui Hoche, pe care el ne-a tradus-o și ne-a explicat-o, un lucru care vorbea de manierismul după Renaștere. Nu de maniere, ci manierism. Și s-a ridicat, s-a făcut roșu săracul domn profesor Nicolae Morar. Și eu spun, dar n-a spus eu chestiunea asta, a spus Lenin în conversație cu Lunacharsky. Doamne, a ieșit din examen, ca din pușcă, pentru că nu s-a aștepta. Domnul profesor mi-a cerut carnetul de note, eu cam nu prea știam așa, mă cam speriasem puțin. Mi-a ieșit afară, domnul profesor le-a dat drumul la toți, și zice, hai Mircea, ia-ți carnetul, hai să plecăm să bem o bere. Și am plecat cu dumnealui, eu atunci nu obsesem o hepatită, n-aveam voie să beau și de atunci am mers cu el, așa am cunoscut toate boemele bucureștene, am cunoscut pe Stelaru, pe Tudor Gheorghe, pe majoritatea scriitorilor. Bineînțeles, o lumea boemă. Culmea e că aici m-a marcat foarte mult, oricum n-aveam bani, n-aveam costume și n-am avut costume decât acum am câteva, dar nu umblu niciodată cu ele. De altfel, de asta am fost și recalcitrant așa puțin față de domnul Breban și de domnul Eugen Simion, pentru că erau cu costume și cu cravată și totdeauna aveam așa o frică de bărbați îmbrăcați protocolar și acum o am, dar acum sunt prieten cu ei și nu mai am această senzație, dar mă vedeți că mă îmbrac la fel. Spun acest lucru pentru că așa m-am împrietenit și cu Nikita, care n-avea decât un pullover și el n-avea costum decât unul de oficial, așa, care se îmbrăca și arăta ca o paparudă în costumul ăla. Dar lumea boemă m-a atras mai mult. Și m-am bucurat într-un fel că n-am intrat în lumea artistică în care pot să spun că am puțin prieteni, dar cred că toți au fost cei mai buni pe care, adică nu pot să nu amintesc de state care era și pe care și invidiam, nu pot să nu amintesc de apostol care ținea foarte mult la mine și poate nu atât din punct de vedere a talentului, că nu, poate nu se vedea, dar mă iubea și mă respecta, nu știu de unde, de ce. Așa era Vladimir Zanfirescu, pe care îl iubesc și acum și care îl consider un mare pictor, chit că alții au alte păreri. Nu pot să spun, nu pot să-mi dau seama. Vedeți, e curios că citeam, am citit mult și spun acest lucru pentru că am jucat și într-un film, actor principal. E vorba de Ora H. Și acolo e un film care era de licență a lui Blyer cu un sârb. Și m-au luat de la școală.
Și ei au văzut că citeam și mi-au citat un rol care eram de ăsta și fabulos și fabulos prin faptul că imaginam atât de mult lumea reală încât vorbeam din cărți de piei roșii, de lucruri de genul ăsta, de scalpare și așa mai departe. Deci de atunci aveam legătura asta cu cartea. Și atunci sigur că am fost fascinat de procesul de creație la un alt, într-un alt domeniu. Și m-a fascinat să stau alături de scriitori. Plus, de asta am avut norocul că aveam și o meserie care mă apropiau de ei. Eram grafician. Cred că am peste 20.000 de coperți făcute, nu vorbesc de cele ilustrate. Sigur că vorba unui prieten al meu, sigur, ești cool că ai citit textul după coperta a patra. Sunt glume pe care le facem și astăzi. Poate greșesc în a cuvânta. Totuși, sunt mândru că pot să-i fur foarte mult pe scriitori. Într-un fel, m-au ajutat să găsesc formele compoziționale din plastică pe care le fac. Vedeți, vă vorbeam la început de Breban, cum schimbă fraza, dar ce faci cu Sorescu, ce faci cu Nikita, ce faci cu Epicu Sadovenian, ce faci cu Bacovia, schimbă compozițiile complet, e fascinant. De-aia și studenților mei le spuneam citiți și încercați să vă apropiați de prietenia cu scriitorii pentru că aveți ce să învățați. Trebuie să fiți proști lângă ei, dar să stați să-i ascultați și să învățați. Eu am avut noroc în privința aceasta. Vedeți, nu cred că e scriitor pe care să nu-l cunosc, cel puțin din București. Mă cunosc mulți care eu nu-i cunosc, poate i-am ilustrat, poate i-am făcut coperțe și alții mi și arată. A venit domnul Păcuraru de la satul mare și am fost acum acolo, e un om de cultură foarte serios și care are făcut niște biblioteci și niște clădiri în satul mare. Și mi-a arătat că am făcut o copertă, nici nu mai știam. Vedeți, îți faci prietenii între scriitori și ei te iubesc pentru că nu intri pe același drum cu ei. Deci poți să n-ai invidie cu scriitorii, de-aia te simți foarte apărat într-un fel. Și tu îi iubești și trebuie să-i servești. Cred că e o mare mândrie să servești limba română, mai ales că nu prea e iubită în ziua de astăzi. Așa că mă întorc la scriitori. Am atât de multe, aș putea să vă spun atât de multe despre scriitori, cum nu vă vine să credeți. Nu din punct de vedere a valorilor lor, ci a gesturilor umane pe care le-am trăit. Vedeți, la un moment dat mi-am dat demisia din învățământul liceal, care ne-a coborât după aceea ca profesor de desen la clasele 5 și după aceea nu mai erau ore și am mers înspre clasele 1-4. N-aveam cum să lucrez cu învățătorii, nu credeți, adică credeți-mă că nu vorbesc cu răutate, ci ei aveau un tipic, erau un tipic al lor care învățau la școala pedagogică. Pomul se face așa, un dreptunghi pentru ăsta, rădăcinile trage așa cu niște ex și după aia pui un rotund și mă pui merele și era un desen schematic. Dacă îi lăsai pe aia în pace, dacă vine inspecția și ne vede cu desenul ăsta, ce o să creadă, că nu știm să învățăm? Și așa mai departe. N-avea rost să... Atunci deja eram secretar la grafică, eram oricum profesor gradul 1,
Am plecat, mi-am dat demisia, așa am aflat și eu că e foarte greu să pleci din învățământ, așa cum e foarte greu să pleci din medicină, în sensul că tu deja ești înregimentat și intri într-o anumită coloană, trebuie să aștepți un timp ca să dea afară, dacă nu te dau ei afară. Și am ajuns la o editură a Sport Turism, unde aveam un director foarte drăguț, bun, adică în sensul că nu m-am dus la servici, lucram acasă coperțile și le duceam acolo. Dar vorbesc de scriitori. De un exemplu, de domnul Tudor George. Editura era, Cartea Românească era pe strada radio-televiziunii lângă. Și când lua bani, hai, Mircea, să mergem să mă striga, eu aveam sus la o mansardă la Robescu, sus atelierul, hai, Mircea, să mâncăm. Știa că n-am bani, plecam la masă și aici și m-am bucurat mult de prietenia tuturor scriitorilor, mai ales la vechea clădire care a dispărut acum, nu mai este și ar fi trebuit să rămână pentru că a fost donată, vorbim de Casa Monteoru, unde era Casa Scriitorilor și s-a ales praful de ea, dată. De altfel, nu e de, n-avem nimic de spus, pentru că de data aceasta nu partidul a fost vinovat, nu guvernul, ci cred că proprii membrii, așa cum și la noi la Plastică, am pierdut casa, sediu, am pierdut combinatul, de altfel și în Plastică poate eram cea mai bogată uniune a României. Abusesem, deja nu mai avea niciun artist datorii pentru că lucrase la Casa Poporului, lucraserăm cu toții. Chiar dacă nu lucram eficient, dar întrucât să făceau niște aranjamente, sunt plătim multe impozite și atunci aia care aveau datorii puteau fi șterse, că lucrau și ei ceva acolo, făceau niște acte. Aveam sediu, aveam magazinele fondului plastic, aveam combinatul care făceai de la culori, la textile, la tot ce vrei. E, așa au pierdut și Uniunea Scriitorilor, și-a pierdut sediu, și-a pierdut editura, i-a pierdut totul. Aici vina a fost numai a membrilor ei, a Uniunii. Vedeți, poate singura, cea muzicală, a rămas serioasă și integră. Dar mă reîntorc la scriitori. La Casa Scântei, la casa Monteoru, unde era Casa Scriitorilor, am avut parte de prietenii foarte serioase, foarte serioase și iubitoare, adică calde, prietenești. Așa că le sunt dator în permanență scriitorilor. N-am cum să spun de Nichita, ce să spun de domnul Simion, de domnul Breban, care e menașul copilului acum, de unde consideram scorțos, e un om de o candoare nemaipomenită, chit că lumea nu prea îl atacă, poate prin felul lui de a nu-și face prieteni, de a fi prea orgolios, dar eu cred că cel mai mult nu că e orgolios, ci că muncește. În general am început în ziua de astăzi oamenii să mai muncească și mai mult să bârfească. Vedeți, Breban a scris, cred că peste 20.000 de pagini numai după Revoluție, damite de înainte. Simion la fel. Lângă cărțile care le scoate și a scos colecția Pleiad, 250 de lucrări de literatură română și a publicat și străină, Shakespeare integral, În căutarea timpului pierdut,
ce să vă spun, oameni care muncesc, care au operă și e umilită puțin de o lume care știe mai mult să atace degeaba, chiar degeaba. M-a interesat un pic să ne spuneți despre cum să zic, avea tandemul cu Nikita, adică cum ați ilustrat sau cum vă venea ideile sau cum le analiza el. Aici este un lucru, în privința lui Nikita, trebuie să spun că el a intrat în, adică eu am intrat în viața lui așa, pătăcute. Nikita n-avea clanță la ușă. Deci intrai la orice oră, te duceai, intrai, lumea plină, indiferent că era 4 dimineața, că era 10, nu conta, era, intrai înăuntru. Și am auzit și eu că e, mă poate, pot să-l văd, că cam asta era toată treaba. Cinstit, eu nu l-am iubit pe Nikita la început, l-am iubit pe Sorescu din punct de vedere literar. Am lucrat și cu Sorescu și o studentă de-a mea, Alina Roșca, adică nu pot să spun că a fost studentă, dar i-am fost mentor într-un fel, a lucrat cu el la revista Ramos și a fost singura care n-a votat să fie dat afară de la Ramuri. Pentru asta a fost dat de noua generație, bineînțeles. L-au acuzat că era comunist, dar uite că domnul Sorescu e un scriitor de prima mână, nu mai vorbesc de dramaturg sau tot ce vrei. Și a fost un om, pentru că el i-a adus la redacție. A fost dat afară de cei pe care i-a adus la redacție. De altfel, recunoștința e un lucru grav și greu de suportat. În general, mediocrii nu pot să fie recunoscători pentru că așa le înfire. Dar în sfârșit, și Nikita, m-am dus și am rămas uimit așa de lumea în care era. Multă lume, așa am cunoscut la el, de altfel am și desenat. Vedeți, am și aici pe hol, am pus imagini pe care le făceam în casă la el. Pentru că nu aveam altceva de făcut. Cred că nici n-am vorbit la Nikita de multe ori, decât când puneam întrebări și îmi răspundea foarte frumos și grav. De altfel, mi-a făcut multe desene și el mie, și unul dintre ele, care acum e la Muzeul Național al Literaturii, cu toate că aș vrea să fie un desen din ăsta care îl are Dora și ar fi mai bun acolo. M-a făcut, atunci aveam păr mult, aveam plete, așa eram, și m-a făcut cu un ochi închis așa și un ochi ca o lună, care așa, pupila și o lună mare, care se reflecta așa în apă. Și dovadă că nu vorbeam, mi-a tras așa o linie la gură, dar făcută cu o săgeată. E adevărat că după asta, după el, am început să vorbesc. Atunci vorbeam puțin. Și de-aia m-a făcut. Vede că știa el că o să vorbesc. De altfel, Nikita venea la mine și la atelier, că îi stăteam foarte aproape, și umbla cu însertare și tot zicea că Mircea, să-ți fac o expoziție, îți deschid eu vernisări, dar altfel și Breban vrea să-mi facă și mă zicea, de ce nu faci? Ieși afară în târg să te cunoască lumea. De altfel, din 73, după 35 de ani am făcut o expoziție, a doua expoziție. Restul nu mă interesa. Aici aveam și o discuție cu domnul Chirnoagă. El tot vroia să plecăm în străinătate și să punem, pleca cu sulul de hârtie și le prindeam pioneze. Eu nu sunt de acord cu stilul ăsta. Trebuie să am bani, să pun rame la toate. De altfel, dacă vedeți acum, în partea dreaptă am 2000 de rame. Sunt toate, nu numai aici, dar acum am lucrări la Satul Mare, sunt sălile de jos, deci 2000 de lucrări înrămate și le-am, pot să le expun oriunde, dar
trebuie să ai o ținută. Sigur, când ești student, poți să faci ce vrei. După aia, trebuie să, când te duci la, la o recepție, trebuie să mergi cu costumul pe tine și trebuie să te respecti tu, nu pentru ei, ci pentru respectul față de tine. Și cu Nichita umbla sertare și ce desen îi plăcea, lua. Și atunci îmi scria o poezie pe aceeași dimensiune de hârtie. Vedeți că am și aici în cameră o poezie pe care tot o duc cu mine. Am multe, de altfel, toate sunt, dar asta e foarte frumoasă. Toate sunt la Mircea, așa. Vedeți că el scrie cu I, la un moment dat, Mircea. Și e adevărul că așa m-a scris la țară, Mircea, și Nichita, într-un fel mare, botezat, întrucât n-a crezut într-un dialog cu el, care spunea, uite, vezi, am 30 de ani și arăt ca un copil de 14-16, tot infantil. Nu sunt înalt și nu știu ce, și uite, așa, și nici nu mă cheamă Mircea, cu ei mă cheamă Mircea. Și el zice, dă-mi buletin. I-am dat buletinul, păi zice, ăsta e nume, pe ăsta să-l folosești, că ăsta așa spune ceva, ăla nu spune nimic. Și de atunci folosesc I-ul, mi-a și scris că am 33 de poezii, le-am și făcut cărțile pentru, l-am expus în 2008, 12 cărți, care se deschid, 14, se fac 2 metri și ceva, care stau pe un rastel, și ideea a plecat ca cartea să te răsfoiască pe tine și nu tu să răsfoiești cartea. Deci trebuie să o dai cu atenție foaia, pentru că să foșnește, chit că e tipul japonez, e hârtie de Biblie. De drag de Nichita sunt poeziile cu el și cu gravura am făcut-o de 2 metri. Mă reîntorc la treaba asta și el atunci îmi scria o poezie pe aceeași, era un fel de troc făcut. Desenele pe care le făceam în casă la el rămâneau acolo. De altfel, unele le dădea el cadou sau... cum să vă spun, m-a ajutat atât de mult încât și astăzi meditez asupra unor lucruri. De altfel, unele nici nu le înțelesesem. Vedeți, mi-a scris prima dată o poezie, Decalog către Mircea. Și această poezie, când am plinit 49 de ani, nu știam ce să-i fac cadou și am tăiat-o în lemn, literă cu literă, și am imprimat-o și i-am dat poezia lui, imprimată în 11 exemplare, pe care le-a dat în aceea zi, le-a preștiat, dar m-a obligat să le semnez și eu și le-a semnat și el. Și cu acea ocazie l-am întrebat, adică înainte, n-am vrut să fie Decalog către Mircea, mi s-a părut poezia foarte frumoasă și am vrut să-i scot titlul. Și m-a pluștuluit și mi-a zis... m-ai văzut pe mine că schimb vreo linie în desen? Și atunci am publicat cu dedicația în toate poeziile, le-am publicat așa cum le-a scris el. E, această poezie are un text în care pare foarte simplu. Deci, Decalog către Mircea și le pune cele 10 porunci. Prima, zici că e pentru prima a fost cea mai grea. Să nu-ți fur realul în real. Credeți-mă că abia acum 2 ani am priceput cu adevărat ce înseamnă treaba asta. Restul curge aparent simplu. Să nu te fur pe tine ca și cum ai fi altul. Să-ți faci chip cioplit, ceea ce e invers, să-ți faci chip din linii, din triunghi, ciocurie, cum spune, dacă pe toate astea le-ai făcut, îmbrățișează dacă poți.
continuând îmbrățișarea chipului, cu chip sărut se numește. Numai chipul se îmbrățișează cu chipul, căci brațele sunt făcute pentru ararea câmpului. Amin. Vedeți? Frațele astea le-am înțeles, că așa era. Dar să nu-ți fur real în real, asta ar fi bine să vă gândiți și voi, să vedeți cum e. Vorbim de poezia care e aici, care o bubă perete. Este o poezie foarte simplă, foarte, foarte simplă, dar are un mic clinci. A venit în cineva la el în atelier și i-a adus pentru desfăcut sticle așa, era așa un fel de picioruși de femeie care avea cu pulpa, cu gamba și cu pantofiorul. Pantofiorul care avea tocul și tocul cu pantoful desfăcea berea. Mă uitam la Nichita, s-a uitat la prostia aia cum nu văzusem. Dom'le, era de un chici ordinar așa, da? S-a uitat. Și trece timpul, nu mult timp. Și stând de vorbă și așa, îmi scrie poezia că hârtia e mare, vedeți că e așa, că aveam desenul ăsta, și spune, veniți să-i vizită la mine cu un rucsac în care crăcane mult de femei mult retezate, ținute mult la fum de cea fumate, mi le-a dus pentru mâncat. Și continuă frumoasă toată treaba asta cu bucurie bahică. Și după aia o plesnește. Și apoi ne fură rău și vomitară-mi ce-o zvârtele cu polt, cu poftă mult mâncate, apoi ne fură rău și vomitară-mi cupând în ploaie dulcele noroi. Dintr-o dată se întoarce, vedeți, această reîntoarcere preluată în altfel și ca o țipuritură care dă concluzia. Aici începe și modul de compoziție pe care îl fac, căutând concluzia finală. Vedeți, ce poți să spui decât că pare rău că nu mai e. Dar nu-mi vine să cred că la vârsta asta am început să-mi fac din nou prieteni foarte, foarte buni. Bun de tot. Mă bucur mult că nu mai sunt la facultate. Chiar mă bucur. Nu consider că am pierdut timpul cu studenții, dar m-au dezamăgit majoritatea. Sigur, viața e mult mai grea, mult mai grea decât cred că am trăit-o eu, pentru că în mod normal atunci te duceai la un serviciu, erai obligat să aveai un post, nu depindeai de o lume, hai să zicem, găsesc cuvântul, capitalistă, care vrea profit, mai trăgeai chiulul cum puteai, nu te strofocai prea mult, poate nici acum nu te muncești foarte mult, dar trebuie să te vadă tot timpul patronul. Patronul te exploatează cât poate, că vrea să profite, și dacă nu faci un lucru care să ai pasiune, te ratezi. Majoritatea studenților pe care am avut, cu toate că am dorit și am fost unul dintre dictatorii serioși ai facultății în timpul acela, întrucât ai mei veneau la ora 8 și plecau poate noaptea, mai ales că aveam atelierul, îi vedeam din atelierul unde și dormea la Robescu, dar au ținut la mine. Din păcate, viața nu i-a ajutat. Eu am băgat în facultate foarte mulți profesori, care sunt și acum, au ajuns profesori acolo, adică profesori, lectori și conferențiari, dar lucrează mai puțin și asta îmi pare foarte rău. Mulți au intrat în câmpul acesta al producției, serviciul nu-mi place cum e, pentru că, vedeți, eu aveam 21 de ore ca în învățământ, cu toate că am avut două repartiții, una la editura Meridiane și unul în învățământ. 21 de ore le făceam rapid, adică, și restul lucram.
Din coace văd că studenții trebuie să meargă la servici la ora 9, la prânz li se dă o oră liber și trebuie să stea seara până la 8 și bineînțeles să stai până la 9 ca să te vadă șeful că tu ești acolo și că nu știu ce și când să mai lucrezi. Nu găsesc că pentru un artist e o viață bună. Mai ales că sunt sigur că vor veni alții și ei vor fi dați afară și și-au pierdut și drumul și au pierdut și viața. Intrând în domenii în care, dar nu pot să spun, nu pot să spun nimic, e o viață mult mai grea după mine decât am avut eu. Cu toate că am fost un om sărac, mama avea o leafă foarte mică, pe 300 de lei, eu cu bursa de la facultate de 230 de lei, 30 de lei erau ai mei pentru cărți, am trăit și mi-am dus crezul. De altfel, din prima leafă din învățământ, mi-am cumpărat o presă pe care o am și astăzi. Am dat 11.000 de lei pe ea, o presă făcută, bineînțeles, la uzinele romane. Bine, pășesc că nu se făcea, dar se putea mai fura pe vremurile aia, dar nu furai cu miliarde, furai așa, un cui, o pungă de ciment și aia mai departe. Nu puteai să iei cu capul.